Bună seara! Cine este doamna Leona? Doamna Leona, eu am ieșit Mihaela, sunt la compania surpriză de domiciliu. Dumneavoastră în casă, în această seară, este sărbătoare foarte mare. Deci de vârstă frumoasă de 45 de ani. Această ocazie, un buchet de flori pentru dumneavoastră. De soțul, apropiat dumneavoastră. O sticlă de șampanie pentru dumneavoastră. Așa, și o tortă. Cum crezi, din partea cui vine surpriza? Am uitat de pe ușă și un cușuleț. Așa. Din partea cui? E Italia, da? Da. Da. Așa, am un mesaj din partea ei. Mamă, ce-aș putea să-ți dăruiesc de ziua ta? Că nimic în lumea asta nu poate răsplăti dragostea ta. Nimic nu m-ar putea răscumpăra de la tine. Eu nu vreau să mă răscumpăr. Eu doresc să-ți rămân dătoare pentru tot restul vieții. Pentru tot restul vieții să mă străduiesc să-ți răsplătesc iubirea. Precursul florile gingășe, soarele luminos, apele limpezi și zvoarele cristaline, așa să fii tu, mămică dragă, bună, înțeleaptă și frumoasă. În tot restul vieții să ai parte numai de noroc, sănătate, fericire și bucurii. Chiar dacă nu pot fi acolo, sunt alături de tine cu tot sufletul meu și îți trimit acest buchet de bucurii, sănătate și fericire. Te iubesc mult, mami, mii și mii de pupici, la mulți ani, ne dor tare de voi. Dacă aveți un mesaj pentru fiica dumneavoastră, ce s-o să ați fi tot asta. Și eu îi mulțumesc la Noi îi mulțumim și dumneavoastră la fel că ați parcurs-o într-un mat de lung, de la Chișinău, cred că, și ați fost în pielea ei, cum s-ar spune, și dorim și ei mult sănătate. Poate.